Ce se pare în acest moment stadiul lucrărilor? Absolut spectaculos, având în vedere că practic ordinul de începere a lucrărilor efective a fost dat în 8 iulie, rețineți. Deci, practic s-a făcut în 4 luni tot ce vedeți aici. Acum trebuie recuperate toate întârzierile, sperăm să există posibilitatea ca să intre între bazele de antrenament. Sigur, nu trebuie finalizat în detaliu toate lucrările. Sunt lucrările necesare legate de amenajările spațiilor din jur, tribuna oficială, vestiarele și gazonul, am înțeles că sunt necesare. Sper să fie gata. Sunt două proiecte. Proiectul aeroportului, care v-am spus, ministrul transporturilor m-a informat că va depune toate eforturile să fie finalizat la termen. În ceea ce privește calea ferată, aeroport Gara de Nord, există acest litigiu care a apărut. Depindem de decizia instanței. Nu vreau să pun presiune asupra judecătorilor, dar cred că e necesară o judecată obiectivă în această speță și cât mai rapidă, pentru că nu poți să faci traseul căi ferate într-un mod în care visează unii. Deci calea ferată are un anumit traseu care este prestabilit și care trebuie să rămână. Oricum, constructorul care are contractul are front de lucru. Asta m-am asigurat în discuțiile cu ministrul transporturilor, are front de lucru, deci nu poate să spună că nu poate să lucreze în zonele care nu sunt afectate de litigiul care există în instanță. Inițial, traseul căi ferate era printr-o altă zonă, însă nu s-a primit aviz de la Romasa pentru zona respectivă și atunci s-a înlocuit acest traseu cu traseul pe care se construiește acum calea ferată. Și valoarea stadionului Arcul de Triumf, după actualizare și ajustare, după încheierea actelor adiționale, va fi în jur de 160 de milioane de lei, cu TVA, cu taxe, avize.